Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Weekendul acesta ne-am gândit să dăm o fugă în Delta Dunării. Mahmutia este unul din locurile noastre preferate. Și am stat așa cu Dinu și ne-am gândit că ar fi o ocazie foarte potrivită, chiar dacă nu ne plănuisem, să vă filmăm un mic video de prezentare al pensiunii Casei Lida. Pentru că, v-am spus, este unul din locurile noastre preferate. Deja cu toții că Delta Dunării este o bijuterie a țării noastre, dar noi am descoperit de vreo 2 ani încoace că în Mahmudia, ca și în multe alte locuri din țara noastră, se practică turismul culinar. Așa se întâmplă și aici, iar această familie minunată are niște pachete foarte, foarte complete pentru turiștii ce le calcă pragul. Și vă prezint pe Meuță Lida, ea este gazda noastră de fiecare dată când venim aici. Lida, bine ați venit la noi! Cum și pentru ce vin turiștii la voi? Pentru preparate din pește. Clar, nu? Pentru clar, mâncare, cel pentru mai mâncare, des. Cel mai des. Și cu ce îi servești? Ciorbă de pește, borș de pește, da, cum e se cel face mai la căutat. Noi. Cel mai căutat. Așa. Pește prăjit, plachie de pește, storceac de somn, saramură. Ce e storceagul, în câteva cuvinte? Este o ciorbă, cum să zic, de cară douțeană, dar da, de pește. Am înțeles, deci are smântână. Are, e grasă cu smântână și cu galbenuș de ou. Eu am mâncat deja, dar voiam să vă explicăm ce este acela storceagul. Și am mai mâncat chifteluțe de pește, care nu vă zic cât de bune sunt. Chifteluțe, icre de pește. Senzațional, deci bucătăria, aici nu trebuie să măsori kilogramele când vii. De la pește nu se îngrașă. Ce vreau eu să specificăm este că oamenii pot ajunge cu mașina la tine fără, da, fără alt transport. Adică fără nu trebuie să traversați cu bacul, ajungeți la Mahmudia imediat, dacă puneți pe GPS o să găsiți. Vreau să intrăm în bucătărie să vedem cum, da, se prepară ciorba, da, și cum arată totul acolo. Haideți. Așa arată borșul de pește. Cât durează să faceți ciorbița asta minunată, Lida? Cel mult jumătate de oră, cel mult. Jumătate de oră? Așa, da, puțin durează? Și se pun cel puțin 7 feluri de pește. E număr de mine. Aici are crab, somn, știucă, șalău, plătică, caras, biban, lin, mai multe. Deci da, foarte multe specii de pește. De pește. Cu cât sunt mai multe specii de pește, cu atât ciorba este mai bună. Și știu că procurați peștele proaspăt de aici, de la pescar, de la Kerhana, sigur. Ne-am plimbat ieri cu barca și am văzut pescarii cu plasele, cu toată munca asta lor care durează ore și ore și ore, da, pentru a prinde ceva, da, proaspăt, da, și bun. Ceva proaspăt și peștele și acolo. Și aici este pregătit pentru prăjit. Am înțeles. Crap, facem cu șalău, somn, cum îl prepari? Se prăjește în foarte mult ulei și se mănâncă cu mămăliguță și cu miștei de usturoi. Nu, dăm prin făină sau prin mălai? Prin, depinde prin fiecare. Mălai prin mai crocant și cu lămâie prin și mălai cu usturoi. Crocant, da, cu lămâie, cu muștei de usturoi care se face numai în zona noastră. Am înțeles, și cu mușdeiul care e frecat, nu vreți să știți cum e preparat, o să vi-l arătăm în filmare. Dar nu vrea să ne dea rețeta, Lida, nu vrea, că e rețeta bucătarului, am încercat să fur, da, secrete. Sigur. Toate bucătăriile au un secret. Noi ne punem la masă să mâncăm bine, ca apoi plecăm spre București, weekendul la Casa Lida s-a terminat. Noi îți mulțumim pentru tot ce ne-ai pregătit. Bine ați venit aici la noi și ați revenit de multe ori. Vă iubim foarte mult și vă așteptăm oricând, oricând. Nu uitați oricând că vă așteptăm și pe voi la Mahmudia, la Casa Lida. Vă pupăm! Vă așteptăm! Dragii mei, ne aflăm alături de Nelu, soțul Lidei. Ei sunt gazdele, afacerea este de familie. Și Nelu ne plimbă de obicei cu barca atunci când venim și vreau să-l întreb ce excursii pregătești pentru turiști, pe unde îi plimbi? Avem foarte multe trasee pe care iese din Mahmudia. Practic, Mahmudia este o poartă a Deltei. Deci se organizează multe trasee. Se poate ajunge și la mare, la Sfântul Gheorghe, se poate ajunge și la Sulina, la mare. Uh-huh. Se poate ajunge la Letea, la Caraorman, la... Deci, practic, putem vedea aproape toată delta plecând, da, din Mahmudia de la, da, voi, nu-i așa? Da. Cam cât durează o excursie? Între cât și cât?
Avem excursii de o zi, uh-huh. de exemplu la mare când mergem, da. Face și plaje, dar până am acolo fost și noi anul trecut, avem un vlog pe care îl pot vedea urmăritorii mei acolo pe YouTube, să căutați filmulețul. Noi facem traseu, mergem pe lacuri, canale, uh-huh. până la jumătate distanță între Mahmurie și Sfântul Gheorghe de Mare. Și apoi ajungem la mare, se face plajă, se servește masa, apoi ne întoarcem înapoi. Am înțeles. Sau excursii mai scurte de 2-3-4 ore. Da, de 3-4 ore. De așa cum am făcut noi ieri. Da. Vreau să le spun pe lacuri, pe canale, celor care ne urmăresc că ieri a fost deplasarea puțin mai grea pentru că apa a scăzut foarte mult în delta în ultimul timp. Dar experiența ta, așa a spus cuvântul, ne i-a dus acasă te feri și am văzut și foarte multe păsări în perioada asta. Care e cea mai bună perioadă în care oamenii pot veni la voi? Cea mai bună perioadă începe din luna mai, uh-huh. inclusiv luna septembrie. Am înțeles. Cu iată, noi ne aflăm păsări. În octombrie și încă suntem la voi. Da, simt că mai sunt păsări, dar și mai avem ce vizita. Nu ferii, nu mai au flori, în schimb mai au frunze, dar avem ce vizita. Canale frumoase, cu peisaje frumoase, lacuri frumoase. Noi vă mulțumim, dragilor, că sunteți gazde perfecte. Este un loc pe care noi, eu și Dinu, vi-l recomandăm din tot sufletul. Mulțumim, Nelu, pentru tot. Și ne vedem data viitoare.